găsit la știri, sunt Silvana Borovenci. Protest la prefectură. Sindicaliștii au ieșit în stradă. În ciuda faptului că au fost puțin peste 50 de participanți, aceștia au fost gomotoși. Sindicaliștii au venit înarmați cu tot felul de instrumente pentru a produce sunete cât mai puternice. Ținem legătura, oricum suntem aici. Intenționați marș ceva, nu? Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat va avea consecințe grave asupra veniturilor românilor. În prezent, un angajat plătește contribuții sociale și impozit pe salariu de 16%. Dacă propunerea guvernului va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, un salariat va plăti contribuții sociale de 35%. Asta va duce automat la scăderea veniturilor nete. Suntem singura țară din Uniunea Europeană care încearcă un astfel de sistem, un sistem care e aplicat așa cum doresc dânsi și vor duce probabil cel puțin în industrie, în economie, nu la bugetar, la scăderea netului. Iar acest lucru este de neacceptat. Este un lucru pe care vrem să-l modificăm și totodată promisiunile tuturor guvernanților de a modifica legea 62. Au fost promisiuni și au rămas doar la stadiul de promisiuni. Noi am făcut niște calcule și ceea ce se preconizează înseamnă pentru foarte mulți oameni pierderi la salariu net, degrevând astfel angajatorii de taxe sociale, rămân totul în sarcina salariatului. Iar la punctul 2, legea de ordine social este faptul că de când a fost adoptată, din ce în ce mai greu se pot negocia contractele colective de muncă. La poliție mai avem și alte nemulțumiri. Deficitul de personal, statutul polițistului și multe altele. Simțiți că ar fi nevoie de o lege care să-i protejeze mai mult pe polițiști? Da, în primul rând. Ei spun că se lucrează la o asemenea lege acum, în momentul ăsta. Sunt negocieri la nivel de minister cu sindicatele. Îi credeți? Nu. Suntem aici că suntem nemulțumiți, că odată un drept câștigat, odată cu aplicarea a legii 153, în sfârșit avem și niște salarii decente. Acum, prin transferul taxelor sociale de la angajator la angajat, putem pierde acest câștig abia câștigat. Voi prelua revendicările dumnealor. Eu oricum le cunosc, știu exact despre ce este vorba, dar trebuie să vină și sub formă scrisă. La guvern mă voi duce personal și le voi înmâna și voi susține ceea ce spun dumnealor la guvern. Să vedem cum se poate rezolva această situație. Dacă solicitările nu se vor rezolva, pe 4 octombrie va avea loc un meeting de proporții la București. Publicitate ilegală pe străzile din municipiul Brașov. Diferite persoane aleg să-și facă reclamă cu iz penal chiar pe domeniul public, fără absolut nicio autorizație. Aceste nereguli au fost sesizate de primărie și poliția locală, care au luat primele măsuri. Un prim astfel de afiș publicitar montat ilegal a fost dat jos de angajații primăriei Brașov, chiar în urmă cu puține momente. A fost amplasat pe stâlpul din spatele meu la intersecția dintre străzile Lungă și Nicolae Iorga. Asta au făcut reprezentanții primăriei după ce au încercat să dea, fără niciun rezultat, de cel care a montat panoul respectiv. 9 astfel de reclame au împânzit tot orașul. Eu spun că poate comporta și o linie penală, pentru că indicatoarele de circulație și tot ceea ce înseamnă semnalizare rutieră este foarte bine stabilit de către legiuitorii din România. Există o lege care stabilește clar în ce condiții se poate pune un indicator sau un afiș pe un stâlp. Aveți grijă, amenzile sunt foarte aspre în cazul în care amplasați reclame pe domeniul public fără autorizație. Amenzile sunt usurătoare, între 1.000 și 10.000 de lei. Am monitorizat toate afișajele de acest gen din oraș și sunt 9. Ele vor fi date jos și cu siguranță vom monitoriza în continuare să nu mai apară așa ceva. Controlele vor continua în perioada următoare și se vor intensifica, mai ales pe timpul nopții, atunci când se montează aceste panouri.
Captură importantă a procurorilor DIICOT din Brașov. 30 de kilograme de droguri, pregătite pentru a fi vândute în Brașov și București, au fost ridicate dintr-o locuință din capitală. Trei bărbați, printre care se numără și un albanez, au ajuns în arestul poliției. La ce prețuri se vindeau stupefiantele, aflați în exclusivitate din materialul următor. Procurorii DIICOT Brașov au organizat în acest dosar două acțiuni de prindere în flagrant. Una în centrul Brașovului, când a fost încătușat primul suspect, iar cealaltă în capitală. La domiciliul din București al inculpatului, anchetatorii au găsit 10 de kilograme de droguri, dar și bani obținuți din vânzarea stupefiantelor. A fost identificată la locuința acesteia cantitatea de aproximativ 30 de kilograme de cannabis, în legătură cu care s-a stabilit că fusese adusă în România cu ajutorul unui cetățean străin de origine albaneză. Procurorii DIICOT Brașov l-au încătușat pe bărbatul din Albania, iar apoi au propus unui judecător de drepturi și libertăți să emită mandate de arestare preventivă. L-a înlocuit măsura arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu pe perioada de 30 de zile, cu începerea de la data rămâne definitivă a prezentelor dispoziții. DIICOT se află în termenul de declarare a contestației. Vorbim despre inculpatul albanez. Da, corect. Inculpații sunt acuzați de trafic de stupefiante și riscă să primească, dacă vor fi găsiți vinovați, ani grei de închisoare. Anunț important pentru toți brașovenii racordați la sistemul centralizat de încălzire. Miercuri va începe încărcarea instalațiilor de termoficare. Specialiștii efectuează aceste probe pentru a constata dacă pe rețele mai sunt spărturi. Conducerea Serviciului Public Local de Termoficare îi roagă pe abonați să deschidă robineții de la calorifere la maximum pentru realizarea circulației agentului termic. Pentru a se evita eventualele inundații, reprezentanții asociațiilor de proprietari sunt rugați să verifice robineții coloanelor proprii, în special cei de aerisire. Furnizarea de căldură este programată pentru data de 1 noiembrie, însă dacă prognoza meteo o va impune, conducerea serviciului a anunțat că se vor porni mai devreme cazanele. Prăpăd la Zărnești după o răfuială cu pietre și bâte între două familii din oraș. O șură și un grajd au fost incendiate, iar zeci de animale au murit arse. Principalii suspecți au fost arestați. Cele două familii s-au răfuit în plină stradă după ce au aruncat cu pietre. Principalii suspecți de 27 și respectiv 21 de ani au incendiat șura și grajdul familiei rivale. A ars o mare cantitate de fân, dar și toate animalele. Principalii suspecți au fost încătușați de polițiștii din Zărnești și propuși pentru arestare. Un judecător de drepturi și libertăți de la judecătoria Zărnești a emis mandate, dar inculpații nemulțumiți au contestat hotărârea. Un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brașov a decis însă că cei doi bărbați implicați rămân în beciul poliției. Oameni de afaceri atrași să investească în mediul economic din Brașov. La inițiativa consilierului județean Andy Cadaș, parteneri externi au fost invitați în orașul nostru pentru a prezenta diferite oportunități de business. Întâlnirea a avut ca scop susținerea și dezvoltarea societăților brașovene de stat, a parcurilor industriale locale, care să-și continue sau să extindă activitatea în județul nostru. Autoritățile județene și-au manifestat interesul de a susține aceste societăți și de a le pune la dispoziție infrastructura necesară pentru a crea cât mai multe locuri de muncă. Am ales să investim aici pentru că există un mare potențial în județul Brașov. Unul neexploatat sau pus în valoare în totalitate. Aveți oameni tineri cu potențial și multe aptitudini, dar care poate nu au curajul sau banii necesari să înceapă o afacere. De asta suntem noi aici. Avem fondurile necesare și ne dorim să dezvoltăm zona. Experții în aviație susțin că odată cu finalizarea aeroportului, toată regiunea se va dezvolta economic într-un ritm alert. Sunt un susținător al întreprinderilor acestea mici și mijlocii, care trebuie susținute pentru că ele vor constitui pentru viitor, pentru generația dumneavoastră, mod sigur nuclee de dezvoltare. Zona asta poate să devină o zonă economică mult mai puternică decât a fost înainte 29. Dar pentru toate acestea este nevoie de susținerea tuturor autorităților. Terapia pentru copiii cu nevoi speciale este mai mult decât necesară. Micuții cu probleme au mare nevoie de tratamente de recuperare, dezvoltare și integrare. Tocmai pentru asta se va organiza în premieră națională la Brașov Galeria Terapiilor pentru Copiii cu Nevoi Speciale. Evenimentul va avea loc pe 29 și 30 septembrie. Vor fi organizate 35 de standuri unde își vor prezenta activitatea specialiști în terapii pe tematici precum desen, activități cu cai sau câini, muzică. Vor lua parte și asociații sau fundații cu programe de recuperare pentru copiii cu nevoi speciale.
Am considerat acest proiect foarte important pentru că are ca și grup țintă acele familii care cresc copii cu nevoi speciale. Copii în a căror dezvoltare este foarte important să se intervină cât mai curând posibil, adică de la vârstele cele mai fragede. O să avem și conferințe, workshop-uri cu speakeri, zicem noi, foarte importanți, care prin exemplele lor deja au reușit și reușesc să inspire și alte familii. Are nevoie de atenție, are nevoie de terapii care să îl ajute să dezvolte acele abilități pe care în mod normal nu reușește să le achiziționeze. În județul Brașov sunt în evidență aproape 1500 de familii care au în componență copii cu nevoi speciale. Simțiți că nu aveți energia necesară pentru întreaga zi dacă nu vă beți cafeaua dimineața? Nu sunteți singuri. Cei mai mulți dintre noi își încep ziua cu băutura magică. Astăzi ne-am propus să vă arătăm cum se prepară corect cafeaua. În fiecare zi, mii de brașoveni își încep ziua cu o cafea, fie la ibric, la filtru sau la expresor, în funcție de gusturi sau de posibilități. Iată cum prepară profesioniștii cafeaua. O să pregătim o specialitate din meniul nostru. Crème brûlée se numește, este cu sirop de cremă de zahăr ars, cacao, espresso, două shoturi de espresso mai exact și cremă de lapte. Odată stabilite ingredientele, am trecut la treabă. Vom pune siropul de crème brûlée. Vom pune 18 grame de cafea. Vom presăra cacaoa. Și vom turna crema de lapte. Am stabilit așadar că cea mai bună cafea o putem savura în localurile de specialitate, acolo unde există echipamente profesioniste și specialiști talentați. Și o cafea bună merge cu un desert delicios. Oferim limonade, oferim fresh-uri de cea mai bună calitate și prin procedee foarte clare și bune. De asemenea, avem prăjituri. Sunt prăjituri folosite doar cu create, doar cu ingrediente naturale. Aroma foarte gustoasă și un ambient foarte plăcut. Ai o cafea favorită, nu știu, când vii aici sau în anumit sortiment? Da, beau americano cu gheață și mai beau apă cu portocal. Ne oferă întotdeauna o atmosferă foarte plăcută, cafeaua își păstrează mereu aceeași calitate și întâlnim mereu aceleași figuri cu care suntem acomodați. Și încă un sfat de la specialiști. Cafeaua, dar și ceaiul, trebuie ținute în ambalaje închise ermetic pentru a păstra savoarea și aroma. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și dacă ați surprins imagini sau aveți informații importante, le puteți trimite la adresa știrea@brașovtv.com. Sunt Silvana Vorovenci, la revedere!